Ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia balanță. Dragii mei abonați, vom vedea împreună predispozițiile noii săptămâni, cuprinse între 13 și 19 noiembrie 2023. Pe 13 noiembrie, luni, după asfințit, când răsare luna, vom avea lună nouă, așadar un moment potrivit să vă puneți dorințe și intenții la momentul prezent, ca și cum s-au întâmplat. Va fi o filmare separată pentru acest subiect. Eu acum am să încep petalarea săptămânii viitoare, aprinzând o lumânare, dragii mei, pentru sănătatea voastră și a celor dragi, pentru vindecări, împăcări și găsiri de soluții, împliniri de dorințe și ca ceea ce v-ați propus voi să ajungă acolo unde v-ați propus, da? Vom lua fiecare zi în parte de luni până duminică, dar înainte de toate aș vrea să extrag niște mesaje generale. De exemplu, care este arhanghelul care vă poate ocroti și căruia puteți să-i cereți suportul? Și văd într-adevăr chiar doi arhangheli, nu unul. Parcă ar fi unul pentru Doamne, unul pentru Domn, dar nu neapărat. Nu facem discriminare. Văd cu numărul 13 o ingeniozitate divină pe care o primiți de la Arhanghelul Uriel. Nuanțele acestea de roșu, alb, galben, portocaliu vă poartă noroc, vă dăruiește înțelepciunea practică, inventivitatea și capacitatea de a găsi soluții geniale pentru rezolvarea optimă chiar și a celor mai dificile situații. Foarte frumoasă carte. Iar cel de-al doilea mesaj l-aveți de la Raguel, armonia deplină în grup. Iată, înțelegerea, dragii mei, în familie, la locul de muncă, printre prietenii voștri. 35, 53, 15, 3, 5 sau 8 sunt niște numere importante pentru voi. Aici era 13, 1, 3 sau 4. Și ce spune, despre ce vorbește această armonie de plină în grup, da? Spune acest arhanghel Raguel că asigură armonia de ansamblu a grupurilor, atât pe pământ cât și în cer, și oferă rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor în cazul celor care solicită acest ajutor. Foarte frumoase cărți, dragii mei, să vedem și la nivelul acestor arbori sacri, tot general, da, o energie generală, este cea a cedrului. Purificați-vă, da, purifică-te, spune această carte, alungă energiile negative, cere ghidare divină pentru a ști ce ai de făcut. Gândurile pozitive, rugăciunea, dorința aceasta, alegerea voastră de a ieși din anumite temeri, dintr-o anumită anxietate, bineînțeles că vă poartă noroc, dragii mei, și reprezintă o metodă bună să vă eliberați de energii negative. În general, energiile negative reprezintă gândurile noastre mai prăpăstioase. Iată, începem și etalarea de dragoste. Cartea energiei voastre vorbește de pasiune. Spune cartea că în această săptămână, 13-19 noiembrie 2023, îi veți permite inimii și sufletului, le veți permite inimii și sufletului să cânte cu bucurie. În relația voastră sau în primele interacțiuni cu o anumită persoană. Ce facem, dragii mei, că sunt multe energie aici, au căzut foarte multe cărți. Asta ar fi energia celeilalte persoane. Iubirea adevărată simte că este, că voi sunteți energia vieții voastre, fie sunteți deja căsătoriți sau reprezentați un material de căsătorie, această situație implică o căsătorie sau e o relație trio și voi sunteți căsătoriți cu altcineva, văd o atracție magnetică și o chimie care vă caracterizează, dar totuși aveți păreri diferite despre viață. Sfatul cărții este să marjați foarte mult, să vă concentrați doar pe părerile comune despre viață, pentru că aveți și niște păreri comune. Și trebuie să iertați, să învățați din niște greșeli. Cu cât veți elibera și veți vindeca trecutul, cu atât puteți experimenta mai multă dragoste la momentul prezent. Acestea sunt karmele persoanei voastre, dragi. Hai să vedem alchimia dintre voi.
Se pare că voi aveți mari șanse să treceți la un nivel următor, să aibă loc o logodnă, să vă mutați împreună, să vă căsătoriți, de ce nu? E ca și cum viața amoroasă ascende către un nou nivel de implicare. Se pare că vă veți cunoaște mai bine unul pe celălalt în această săptămână și că aceste discuții despre sinele vostru interior va face ca legătura dintre voi să devină mai profundă. Și ce frumos, asta e chiar energia voastră pe care o imprimați relației, vă veți permite inimii și sufletului să cânte cu bucurie. Foarte frumos, dragii mei! Hai să vedem acum, cum spuneam, de luni până duminică, ce mesaje ne oferă Tarot Illuminated, pe care îl pregătesc acum, da, și amestec până când se evidențiază, dragii mei, o carte care să anunțe că pachetul e pregătit și pe acest tarot energiei, la fel, îl amestecăm bine până când, iată, lucrurile sunt mai clare. Și începem cu ziua de luni, pe 13 noiembrie 2023. Veți vedea, dragii mei, că această lună nouă, care se manifestă după asfințitul soarelui, da, va răsări luna nouă, este un moment al începuturilor, să vă puneți dorințe și intenții. Interesant este că și acest as de bâte este tot un început. Un început pe care îl puteți avea cu berbecilei săgetători, un proiect, o sarcină, o naștere, foarte frumos. Și mai văd și invidia cuiva. Nu se putea, dragii mei, doar știți că, în general, nu prea e bine să povestiți despre succese, pentru că imediat energia oamenilor invidioși pot să denatureze, pot să influențeze acesta. 20, ora 20 sau vârsta de 20 de ani, dar sunt începuturi, proiecte, relații, pasiune, multă naștere, cum spuneam. Apoi, pe 14 marți, avem, iată, 9 de bâte, un efort susținut pe care îl faceți. Din nou, dragi balanțe, văd că veți colabora cu berbecilei săgetători și știți și pentru ce. Deși sunteți foarte epuizați fizic, de fapt, voi vă simțiți compleți, vă simțiți... Văd și o viață intimă intensă aici cu berbecilei săgetători. Cartea aceasta, Yin și Yang, este a completitudinii, dar în orice lucru foarte... foarte bun este ceva rău și în orice lucru foarte rău este ceva bun. Dar aveți fie un sentiment de echilibru interior, fie este o persoană alături de care să aveți acest sentiment de plin, de tot, unitar, integrat. Miercuri 15 noiembrie, vine, iată, cu treiul de bâte, cu acțiuni. Din nou, intersectare cu semnele de foc berbecleu săgetător. Și, într-adevăr, văd și un consultant sau vă văd pe voi sfătoși. Aveți poate 51 de ani sau mergeți la acest învățător, acest maestru. Da, ora 15, intervalul ora între 1 și 5, ora 6. Da. În orice caz, parcă nu mai așteptați nimic, miercuri luați lucrurile, sunteți proactivi și începeți, porniți într-o cale, dar și pentru a vă vindeca sufletul într-un fel sau altul, pentru că e un vindecător al vârstelor aici. Da, și v-am zis numărul cărții, da, 51 sau 15 sau 6, și totodată poate fi și un consultant, spuneam, poate fi un psiholog, poate fi un om învățat, citind din sfaturile lui sau vorbind cu el sau cu ea, veți avea o altă perspectivă asupra unei situații anume. Hai să vedem și la nivelul zilei de joi. Joi va fi în 16 noiembrie 2023, avem un 7 de spade, propriul interes, cumpătarea, parcă vreți să alegeți între ce e bine, ce e rău, dar 7 de spade spune atenție, să nu pierdeți ceva, dar văd și conexiuni pline de dragoste pentru dragile doamne și dragii domni din balanță. Ziua de joi vine cu multă iubire, grijă, în familie, în cuplu, data de 14, poate
v-ați dat întâlnire pe 14 și vă întâlniți acum pe 16, sau aici e vorba despre o iubire, despre o apreciere și aveți grijă să nu fiți manipulați. Da, sau poate sunt acțiuni diferite. Deși, da, aveți o luptă totală să nu pierdeți niște avantaje, poate la serviciu, iată, aveți parte de o zi, de o seară foarte frumoasă, poate aveți 41 de ani, da, sau e ora 14, ora 5. Mergem la ziua de vineri, în 17, și văd familia fericită și lipsită de griji. Văd de asemenea aici persoane fie din Săgetător, care vă încântă, fie din Rac, Scorpion, Pești. Mai am și Cartea Soarelui, Cartea Bucuriei, a Vindecării, un concurs pe care îl câștigați, o persoană din Zodia Leu, care este alături de voi, dragi balanțe. Foarte frumoasă carte. Se clarifică ceva, ieșiți parcă dintr-o ceață. Și să vedem și la nivelul weekendului. Iată, aici o mică ciondăneală cu berbecilei Săgetători sau vă aflați la distanță, dragii mei, din anumite motive. Și e vorba și de niște atașamente. Fie atașamentul unuia de celălalt, fie niște adicții care țin de control, de muncă, de bani. Da, aici fie vă distanțați, fie a trebuit persoana dragă să plece, ori voi discutați la distanță, dar nu prea e bine. Fiți asertivi, fiți diplomați, fiți cât puteți voi de, cum să spun, de atenți așa la ceilalți și la atașamentul ăsta. Numărul 7, numărul 5, schimbarea. Trebuie să schimbați dependența aceasta cu o legătură ceva mai, nu neapărat mai detașată, dar mai echilibrată, i-aș spune. Și duminică, 19, iată, fie e pasiunea voastră, dorința voastră de a vă bucura de viață, ori este un partener din berbecleu Săgetător, ori este o persoană brunetă, cu ochii căprui sau negri. Și mai văd constrângeri financiare. Aveți grijă să nu cheltuiți în weekend. Ori voi aveți niște griji, nu știți cum să rezolvați niște probleme. Cartea aceasta are numărul 13, poate între 1 și 3, la ora 4. Poate e vorba de o vârstă, 31 de ani. Da, popa acesta de treflă poate să fie și numărul 14, ora 14. Deci, dragii mei, parcă în jurul prânzului e pasiune mare, dar nu prea aveți da, bani să investiți. Și cartea spune, nu cheltuiți compulsiv, ca să nu vă puneți în fața unor dificultăți. Dragi balanțe, sper să vă meargă excelent, să aveți o săptămână deosebită. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și mă bucur tare mult că v-ați abonat și vă mulțumesc din tot sufletul. Să vă meargă bine și vă aștept cu drag și la celelalte etalări. La revedere!